Bună, bine ați venit, bine ați revenit pe acest canal parfumat. Astăzi povestim despre parfumurile săptămânii. Acestea sunt, dar înainte să trecem la parfumuri, vreau să vorbim despre această serie și voiam să vă întreb și pe voi ce părere aveți, dacă să mai continui seria aceasta, dacă vreți să știți mai multe despre parfumurile pe care le port, pentru că eu știu ce vă place vouă, știu că vă plac haul-urile, îmi plac și mie, îmi place să le filmez, îmi place să mă uit și la fete, să văd ce parfumuri își mai cumpără, dar știți că nu sunt atât de bine conturate părerile, sunt prime impresii în haul-uri, așa că cu gândul ăsta vreau să continui seria aceasta pentru a vorbi mai mult despre parfumurile pe care le port. Și bineînțeles că parfumurile le cunoști cumva în timp, le descoperi, vezi cum se dezvoltă. În haul-uri, fiind parfumuri noi intrate în colecție, nu prea ai cum să vorbești despre persistență, despre cum se dezvoltă și așa mai departe. Eu aștept și părerile voastre, însă astăzi despre asta vorbim, despre parfumurile pe care le-am purtat săptămâna trecută. Și mi-am început săptămâna cu un parfum proaspăt, unul care îmi place foarte mult și este vorba despre Jo Malone English Pure Freesia. Îmi place foarte mult parfumul acesta. Este un parfum versatil, este un parfum proaspăt și asta îmi place, că are o prospețime aparte și da, poți să-l porți oriunde și oricând, la orice oră, în orice sezon. Îmi place că cumva prospețimea asta pe care o are English Pure Freesia mă duce cu gândul la niște sunete, dacă vă vine să credeți. Asta îmi trece mie prin cap. Deci eu când miros parfumul ăsta, mă duce cu gândul la sunetul acela când muși dintr-un măr. Mă duce cu gândul la sunetul acela când strângi în mână niște frunze uscate, nu știu, ceva crispy. Are o prospețime din asta, nu știu cum să o exprim, știu că este un termen în engleză, dar nu-mi vine acum, dar ca să vă faceți așa o idee, nu știu, are rubarbă în bază, când ai mușca dintr-o rubarbă proaspătă, la asta mă duce cu gândul parfumul acesta, la sunetul acela. Este un parfum șipră, este un parfum care are în bază combinația asta de mosc, paciuli și ambră și are și rubarbă, dar miroase foarte bine a florii, a frezie, frezie cu trandafir, mai mult a frezie miroase mie ca și floare, dar un floral proaspăt foarte curățel și foarte versatil. Îmi place mult de tot parfumul acesta și persistă foarte bine. Nu prea sunt genul care testează parfumurile și numără orele sau nu notez sau țin minte, dar persistă multe ore. Mie mi se pare că este un parfum foarte persistent în ciuda părerilor negative, să zic așa, pentru că parfumurile de la Jo Malone sunt cunoscute ca fiind parfumuri care nu prea persistă. Eu nu sunt de aceeași părere, cel puțin English Pure Freesia persistă pe mine multe ore și îmi place mult, mult de tot parfumul acesta. Este unul dintre preferatele mele de la Jo Malone și unul pe care eu îl văd avut. Este un must have în colecție. Foarte frumos, foarte frumos și am văzut pe Vivantis niște prețuri super, super bune la parfumurile de la Jo Malone. Haideți să vorbim puțin și despre un body mist de la Victoria's Secret, Velvet Petal. Nici nu mai știu cum miroase, dar țin minte că este ceva cremos. Da, este o combinație de flori și ceva gurmand. Ce avem aici? Almond Glaze, Medium Blush, Lush Blooms. Da, avem așa o combinație de flori, de petale catifelate, de petale cremoase. Este un parfum floral gurmand, cremos, așa. Miroase bine, mă duce cu gândul, mi se pare cunoscut, dar nu știu cu ce parfum seamănă. Am mai multe body misturi de la Victoria's Secret în colecția mea, pe care le folosesc în special seara.
Seara când merg la somn mai folosesc și body misturi, însă nu prea vi le-am arătat pentru că mi se pare că nu prea persistă, adică față de cele două pe care le am de la Sol de Janeiro, am descoperit la un moment dat unul, Sprinkles, nu știu cum se numea, care mi s-a părut că persistă mai bine, însă cele pe care le am nu prea m-au dat pe spate. Nu am descoperit ceva wow încât să vin aici să vă povestesc despre ele. Îmi plac, sunt, miros bine, dar nu sunt wow. Un alt parfum pe care l-am purtat săptămâna trecută este acest Soleil d'Or de la Rituals. Am văzut că pe Fragrantica este asemănat cu, ia să mă uit eu, cu Issey Miyake, L'Odyssée și cu Acqua di Gioia. Este în zona asta de parfum proaspăt, dar ca și miros mi se pare diferit. V-am mai zis, parfumurile de la Rituals sunt foarte armonioase și au ceva deosebit. Au și un atomizor perfect. Doamne, cum miroase! În primul rând că aici simțim mult lotus, este proaspăt, este fructat. Da, cumva, cum să zic eu, este destul de efervescent și proaspăt și te duce cu gândul la apă, la vacanță. Cât de bine miroase! Este un parfum curat, este acvatic, este floral, miroase a lotus, miroase a fructe. Este efervescent și foarte, foarte frumos. Mie mi se pare diferit și de L'Odyssée și de Acqua di Gioia. Avem așa, bergamot, pară și mandarină în deschidere. În mijloc avem lotus și frezie, din nou o combinație foarte plăcută ca și în Jo Malone și este din nou un parfum foarte proaspăt, doar că aici nu avem lotus. Știu că este și la Jo Malone un parfum cu lotus care și acela miroase foarte, foarte bine. În bază avem mosc și cedru. Da, un parfum perfect pentru vară. Absolut perfect și frumos. Încă nu știu exact cum stă la capitolul persistență pentru că este mai nou în colecția mea și încă nu am apucat așa să-l analizez foarte bine, dar cu siguranță o să mai vorbim despre el și nici nu fac probleme pentru că mie îmi plac foarte mult parfumurile de la Rituals și dacă ține 3 ore pe mine este perfect, un parfum de vară pe care pot să-l reaplic. Asta este. În parte trecem la un parfum ceva mai tropical, ceva mai dulce decât cele două despre care am povestit până acum și vorbim despre Beyoncé Hit Rush. Aici este vorba despre un parfum tropical, despre un cocktail de fructe. Miroase foarte bine, este dulce, este fructat bombonicios și da, vorbim despre un bol așa de fructe, dar nu fructe proaspete, ci caramelizate. Da. Este un miros fructat și bombonicios, un parfum foarte plăcut, are fructul pasiunii. Avem în deschidere portocală sângerie și cireșe, da, se simt și cireșele, dar la fel, niște cireșe bombonicioase, nu fructe proaspete. Avem și flori, avem floare de mango, orhidee și hibiscus și în bază avem ambră, mosc și lemn de teac. Da. Per total este un parfum tropical, dulce, bombonicios, o apă de toaletă, deci nu este ceva, nu este o bombiță. Este un parfum pe care trebuie să-l reaplici pe timpul zilei, dar este foarte frumos. Îmi place cum miroase și l-am purtat și pe el. Un alt parfum de care m-am bucurat tare, tare mult săptămâna trecută este acest Mon Guerlain. Mon Guerlain este un parfum foarte rafinat, foarte cald și învăluitor, e așa ca o eșarfă de mătase, ca să zic așa. Are o vanilie foarte fină, foarte plăcută, care este acolo, care te învăluie, dar nu este niciodată prea dulce. Mi se pare foarte, foarte bine făcut parfumul acesta, foarte bine echilibrat și chiar l-am folosit într-o seară și mă întrebam
ce am purtat a doua zi. Deci mirosea atât de bine și atât de diferit, pentru că mi se pare că se dezvoltă atât de frumos. Cred că redescopăr acest parfum în colecția mea și îmi place parcă mai mult decât mi-a plăcut înainte și îl văd potrivit, din nou, văd un parfum versatil, dar îl văd potrivit când este ceva mai răcoare afară, seara, cum a fost săptămâna trecută, că își mai revenise vremea și au fost niște seri mai răcoroase. Îl văd foarte potrivit toamna, de exemplu, când este ceva mai răcoare afară, când ai nevoie de ceva să te încălzească, să bată un pic vântul așa și să plimbe parfumul acesta, pentru că, da, este un parfum care te și calmează și este o stare super bună. Este un parfum, din nou, un must have din punctul meu de vedere. Un alt parfum versatil este și acest Irresistible de la Givenchy, ceva mai în zona mai feminină și mai elegantă, din nou un parfum care poate fi semnătură. Se pare că vorbim despre multe parfumuri versatile în clipul acesta. Aici avem un trandafir fructat, un parfum dulce și proaspăt în același timp. Doamne, cât de bine miroase! Se simte un trandafir, dar este fructat, este suculent. Vai, cât de bine miroase! Cât de bine miroase! Irresistible de la Givenchy. Este și el un parfum versatil, este și el un parfum ce poate fi semnătură. Este un parfum feminin, foarte, miroase a femeie, pur și simplu. Așa îl pot descrie, este și dulce, este și floral, este și fructat. Foarte frumos și, da, este și, se simte irisul din acest parfum, dar cumva este o combinație dintre pudrat și suculent. Este undeva la mijloc. Foarte frumoasă combinația, foarte bun parfum, foarte frumos. Ultimele două parfumuri sunt de pe Dubai Collection. Dacă faceți cumpărături pe Dubai Collection, aveți un cod de discount pe care o să-l găsiți pe ecran. Cele două parfumuri sunt unele care îmi plac foarte mult. Miros tare bine ambele și în special îmi place cum miroase acest Forbidden Sugar de la Emir. Este inspirat de parfumul Sugar de la Frank Boclet. Să știți că eu am avut parfumul Cocaine de la Frank Boclet, originalul, un parfum bombastic. Persista super, super, super bine și proiecta de minune, deci foarte bun parfum și mirosul mi-a plăcut foarte mult. Acum am înțeles că originalul Sugar nu ar fi la fel de puternic ca și Cocaine. Acum ce vreau eu să spun este faptul că Forbidden Sugar mi-ar fi plăcut să proiecteze mai mult. Mi-ar fi plăcut să rămână, de fapt el persistă foarte bine, rămâne mirosul pe haine, rămâne mirosul pe piele, însă mi-ar fi plăcut să-l simt mai mult, nu știu, în mișcare, mai mult decât îl simt. Încă nu sunt lămurită cu el, vreau să-l mai port. El are o combinație de fructe, flori, miere, avem și marshmallow. Dar în deschidere nu-l simt așa zaharicioso, dulce, nu pot să zic că simt izul acela de marshmallow, așa cum l-am simțit în alte parfumuri, mai degrabă îl simt direct mieros, în combinație cu un iz tropical, se simt și florile la un moment dat, avem combinația asta de caramel, vanilie și pară, deci este un parfum delicios. Îmi place foarte mult cu miroase, mi-aș dori să testez și originalul Sugar, să vedem cum este și acela, ce performanțe are, dar v-am zis că din ce am mai citit eu nu ar fi nici acela foarte puternic. Poate că asta s-a vrut a fi, să nu fie atât de puternic încât să poți să-l porți și vara având izul acesta tropical.
zic și eu. Ce vreau să spun este că Forbidden Sugar este un parfum care miroase extraordinar de bine. Mi-ar fi plăcut să proiecteze mai mult, mi-ar fi plăcut să-l simt, măcar eu, mai mult timp, dar încă nu sunt așa lămurită cu el. Vreau să-l port și la toamnă să văd cum se dezvoltă, să văd cum îl simt, poate că este mai puternic, pentru că vara parfumurile pleacă mai repede de pe noi. Dar da, momentan este un parfum care rămâne în colecția mea pentru că îmi place foarte mult cum miroase. Aveți ocazia să-l testați acum, poate să persiste mai bine pe voi, poate să fie mai puternic pe voi. Aveți varianta de a cumpăra mostre de pe Dubai Collection și puteți să testați înainte să cumpărați o dita mai sticlă. Ultimul parfum despre care povestim astăzi este Eternal Coffee de la Paris Corner. Un parfum delicios. 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 Dacă vă place mirosul de cappuccino, dacă vă place mirosul de cappuccino cu siropul, cu arome, dacă vă place să beți cafea de la Five to Go, de la Starbucks, vă place mirosul acela, în parfumul acesta îl găsiți. Este un parfum liniar care miroase a... Mai dau puțin pe mână. Miroase a cafea cu multă spumă de lapte, cu mult sirop Irish. Și după cum vă spuneam, este un miros liniar. De când îl pulverizezi, simți același miros de cafea delicioasă. Nu avem o cafea proaspăt rășnită, pur și simplu miroase ca și cum îți bagi nasul într-o cafea pe care tocmai ce ți-ai făcut-o la Five to Go, de exemplu, unde îți pui sirop din acela Irish și ai multă spumă de lapte, ai mult lapte, deci mai mult este pe partea de spumă de lapte, este un parfum lactonic, poate că ai pus un pic de caramel, se simte și caramel. Este un parfum dulce, gurmand, 100%. Chiar am primit un comentariu în care eram întrebată despre Eternal Coffee, cum este față de Coffee Addict de la Calotinis, și pot să spun că pe Coffee Addict de la Calotinis nu-l văd atât de gurmand, nu are cafeaua asta atât de lactonică. Mi se pare că coffee este, cel puțin se usucă, vanilat, dulce, parcă se simte caramelicios cu zahăr brun. Îl simt diferit, clar este diferit. Aici avem ceva mai gurmand decât în Coffee Addict. Acolo avem și o cafea mai... hai să zic proaspăt râșnită, mai ales în deschidere, pe când Eternal Coffee este clar un parfum gurmand, liniar, de la început, este mai cremos decât Coffee Addict, nu este atât de complex ca și Coffee Addict, clar. Să zic așa că pe Coffee Addict îl văd mai complex, îl văd diferit, îl văd mai serios. Nu este atât de gurmand, este și acela dulce, îl văd mai puțin cremos decât pe acesta. Deci aici avem un parfum mai distractiv, să zic așa, mai gurmand, mai delicios și mai dulce de la început până la sfârșit. Aici nu avem niciun miros de cafea separat, nu se dezvoltă, miroase fix a cappuccino cu... Irish cappuccino. Da, cred că am vorbit prea mult despre el, dar cam asta este ideea în clipurile acestea, în parfumurile săptămânii, să discutăm despre parfumuri și să vorbim despre ce ne trece prin cap atunci când mirosim un parfum. Vă mulțumesc pentru vizionare, sper că v-a plăcut acest clip, de-abia aștept comentariile voastre. Nu uitați să vă abonați dacă nu ați făcut-o încă, să apăsați și pe clopoțel, să fiți notificați atunci când vin cu un video nou, și nu uitați de like, pentru că toate acestea
mă motivează să merg mai departe. Chiar am nevoie de motivație pentru că eu v-am mai zis că eu oricum mă bucur de parfumuri și oricum încerc parfumuri și testez parfumuri și descoper parfumuri, dar da, am nevoie de această motivație să împărtășesc și cu voi. Noi ne vedem în curând cu un video nou. Să aveți o zi superbă! V-am pupat! Pa, pa!